Continuăm, verificăm acești pitici să văd în ce stadiu de dezvoltare sunt și să le să și tratez în același timp. Și aici este tot un alt pitic. Și-a băut și ceaiul. A băut și ceaiul, o să-i aduc altul, numai să-i măresc un pic cuibul, că și acesta este în dezvoltare. Așa, ia se vede. Frumos, 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 n-avem ce zice. Cum am zis în filmele de acum o lună de zile, cu un pic de răbdare se face și ăștia mari. Un pic de răbdare, tratament, ceaiuri. Bun, da, să vedem. El aici aș face de cap în momentul în care nu mai nu umbli la el. Am aici o ramă plină cu mâncare, îmi trebuie o cutie, după unde mi-am pus eu lădițele. M-am adus o lădiță să pot manevra aceste rame în voie. Bun, da, să vedem despre ce e vorba. După diafragmă. Ce de albine e. Aici am o mătcuță roșcată, a dus nectarul după diafragmă la a doua ramă. Dacă în filmele anterioare vorbeam de o matcă neagră, aici vorbim de o roșcată. Este o ramă cu defect. Mă mai gândesc, cum să o repar. Așa. Îndepărtăm diafragma. Bun. Bun, bun. Deci nu ăștia mici erau o problemă în cazul meu, ci căi mari. Deci ei mici îi faci, iată. Cu cât un încet încet, cu cât o ramă cu mâncare, cu ăsta îi faci pe ăștia mici. O albină frumoasă, roșcată, foarte fain. Aici avem larve, clar că îi trebuie cel puțin o ramă, cea cu mâncare. Deci rama cu mâncare ar trebui să vină după această ramă. Foarte bine, foarte ordonat. Este în regulă, acolo pe mijloc sunt câteva trânturi. Arată bine, deci nu trebuie o extindere foarte, foarte mare nici acum. Fiindcă abia acum câteva zile a ajuns cu ponta la margine. După mine o să-i dau doar două rame în cele două capete, urmând ca încă într-o săptămână, două,
să ajungă și el la o dezvoltare destul de bună. Da, așa este. Și densitatea albinei îți spune acest lucru, că nu este cazul de o extindere foarte abuzivă. Deci o luăm treptat. O luăm încet, încet, treptat, așa, fără grabă. Dintre toate coloniile, una singură nu se dezvoltă la cum mă gândeam eu. Are el ceva probleme. Dar odată cu bocile se vor rezolva, voi înlocui matca și se va transforma într-un nucleu. Deci, acesta a fost destul de micuț, a trecut de iarnă. A trecut de iarnă și iată îl dezvolt. Te uiți după el, dacă puietul e sănătos, densitatea albinei e mai mică și atunci iei o decizie. Haideți, mișcă-te de acolo. Și-a găsit de lucru, chiar îmi spetează, nu o vreau să le omor. Uite tu puturoasă, uite tu puturoasă, uite tu de aici, o albinuță mai puturoasă, nu vrea să se dea de acolo, între ghimelele mele, așa, puturoasă, dar nu e albina puturoasă. Bun, și avem puiet și pe a șasea ramă și păstură, doar densitatea este problema. Mâncare este. Bun. Fiindcă densitatea este așa cum este, nu-i adaug decât două rame, cele două capete. Una aici. Așa. N-am de ce să-i grăbesc dezvoltarea. Va fi mult mai frumos când îl voi aduce peste două săptămâni, când îl voi verifica din nou. Va fi mult, mult mai frumos. Și aici încă o ramă. Așa, diafragmă. Punem diafragma. Perfect, și aduc această ramă defectă, care are miere. Are miere aici, suficient. Deocamdată nu-i fac nimic la această ramă. Așa. Frumos. Și acum urmează să-i pun ceaiul. Și mai am încă doi de verificat cu acest fel de cuib. Continui. Aici sunt doi. Sunt doi. Ia să vedem ce lucrare necesară ar fi. Mă gândeam eu la o soluție, dar deocamdată să văd cum se prezintă.
știu că e mai micuț. Sau era mai micuț, cel puțin. Cel puțin așa știam eu. Acum... Da. Este o problemă, cred că, dar voi arunca prima dată o privire, văd cât de problemă este dacă trebuie scos. Este foarte mare, dar trebuie scos. Acum mă tot gândesc cum să procedez eu un pic de lucru de făcut aici. Este un pic, să-i fac loc la încă o ladă ca să pot să scot pe dânsul afară de acolo. Da, o să pun pauză să fac un pic de ordine. Gata, am rezolvat. Acum tot ce trebuie este să mut albinele astea în noua ladă. O să aducem în noua ladă aici. Trebuie scoși, fiindcă nu mai am loc să-i dezvolt. Ia să vede. Da, în regulă. Ramă cu mâncare. O pun la perete. Bun, următoarea. Acum sunt larve și ouă, nu-i foarte aglomerat nici aici de albină. Dar necesita scoaterea lui din această stupcă. Mai rezistă el o săptămână, două, dar după aia începe și se umflă tot mai tare. Cuietul sănătos, în regulă. Te uiți la densitatea albinei, să nu adaugi rame, care nu-i nevoie să le adaugi, mai ales dacă știi din cum a plecat, cât de mic a fost. Așa, următorul. Da, o să reziste încă două săptămâni fără nicio problemă. Acel puiet care este acum în stadiul larvar trebuie așteptat. Trebuie așteptat, n-ai ce să faci. Iată o ramă cu puiet.
suflet și dacă ți-i strâns, s-ar putea să ai surprize și de la o astfel de colonie mică, s-ar putea să roiască. Bun, acum am aici două rame bune pentru ea. Ambele rame le pun în capătul acesta, fiindcă nu are o densitate foarte, foarte bună de albină. Așa. Iar aici trebuie diafragmă și să îi aduc ceva rame cu mâncare. Am adus ramele cu mâncare, îi le adau unai de scăpăcesc și iată încă o colonie pregătită pentru orice. Se poate folosi o astfel de colonie la orice. Dar deocamdată el mai are de dezvoltat. Cam într-o lună de zile aceste colonii s-ar putea să intre chiar în friguri, dacă n-ai grijă. Bun. Probabil vă întrebați ce se întâmplă cu urdinișul. Cu urdinișul nimic. A avut un semn pus și acum o să-l închid, dar o parte din culegătoare probabil va fi preluată de stupul vecin. De aceea și primește aceste rame cu mâncare, colonia care e mutată. Aici e gata. Să-i adaug și lui acidul formic. Și după ce termin o să vin și cu ceai la el. Deci iată încă o colonie micuță, dezvoltată exact așa cum trebuie. La sofră și gata. Este în regulă. Perfect, aici îl acoper cu o păturică să nu-i fie frig. Frig înseamnă orice sub 35 de grade în cazul albinelor. Că n-am adus capacul, mă duc să-l aduc. Terminat și cu colonia de aici. Acum trebuie să vin la vecinul. La vecinul, să văd ce a făcut vecinul. Avea o ramă de după diafragmă tot a lui. Tot a lui. N-am cum să nu-i o dau.
albina lui, așa că, în general, la amiază. La amiază sunt albinele care sunt eclozate și merg la mâncare. Ele sunt pe această ramă cu mâncare. Le iau și le mut. Vedeți, nu mi-am dat seama că sunt albinele lui. Acum mai bine. Nu s-ar întâmpla nimic, dar el are nevoie de albine. Din cel mutat. Vor veni o parte din culegătoare, dar nu poate. Și trecem mai departe, acum să extindem cuibul pentru care ar trebui să fac locul. Așa, să întorc camera. Perfect. Nu mai avea loc ăsta. Asta va primi acum, am uitat de portan, noroc că e gol. Asta nu mai avea loc. Oh my, gata. Iată ce s-a umflat ăsta. Frumos, frumos, deci își face datoria, să zic așa, tratamentul. Am închis urdinișul. Deci ceaiul ăsta de scorțișoară cu uleiuri esențiale plus mierea, fără mâncare nu se face nimic, clar. Iată. Deci am lăsat două rame pentru dezvoltare, acum se umple, nu mai e cazul. Ia să văd ce fel de rame i-am lăsat. Deci eu i-am lăsat cu mâncare, dacă îi trebuie, își ia mâncarea. El a adus mâncare, această ramă, probabil era goală. Dacă vă întrebați dacă albinele au vreo divergență între ele, adică se ceartă, nu. Ei au fost frați, având feromoni aproximativ comuni, în general ei circulă pe sub sită, mai au contact unii cu alții. Deci aceste două colonii nu se întâmplă nimic. Aș putea chiar să le unific în caz de nevoie. Așa. Crescut frumos și să văd ce fel de dezvolt, ce fel de extindere îi fac. Așa. Deci, miere multă. Miere multă, deci extindere cu rame goale. Extindere cu rame goale va fi. Foarte.
foarte, foarte fain bătut. Superb. Superb. Nu, n-ai ce să... ce să le zici? Fiind micuți, se dezvoltă. Dar bomba bombelor o să vină după ce eclozează acest puiet la care ne uităm acum, cel căpăcit. După aceea o să vină explozia la propriu de dezvoltare, care va necesita ori intrarea în friguri, ori roii artificiali. Deci ai cu larvar, a eclozat, a bătut din nou. De acum încet, încet nu o să mai fie slăbuți, doar cei care îi fac eu acum slab, peste vreo săptămână, jumate, două, azi o să mut larve și mâine văd floarea în creștere și aproximativ după 10 zile voi face roii, nu cleile de împerechere, că nu vor fi roi, nu cleile de împerechere care vor fi formate dintr-o ramă cu puiet căpăcit și două rame scuturate. Acesta este ultimul, de aceea mă și uit așa la el. Ultimul din seria asta de pitici. De acum pot să zic că nu mai sunt chiar pitici, dar au fost. Și pot să zic că este o dezvoltare spectaculoasă a micilor colonii. Bun, foarte multă miere are, așa mic cum este el. Asta contează. Așa, asta e și mai plină cu miere, mai mult ca sigur. Da. Plină, plină cu nectar. Superb. Bun, să aduc atunci, să-i caut două rame goale. Asta e cu mâncare, două, trei rame goale, asta, pus după diafragmă, da. Deci, ideal ar fi trei rame goale sau cu mai puțină mâncare. Mai trebuie rame, n-ai ce să-i faci. Am venit cu ramele. Bun, se dezvoltă destul de super. Ia să vedem ce rame am găsit pentru ele. Iată, astfel de rame am găsit. Să știți că nu sunt la infinit aceste rame. Încep să se epuizeze odată cu dezvoltarea acestor colonii. S-au epuizat și ramele. Și încet, încet trecem la foițe, de a crește foi. Bun. Am o ramă goală aici. Doar fiindcă este blocat cu mâncare, dau acestuia trei rame. Altfel nu. Încă o ramă goală. Partea opusă. Thank you.
După aceasta vine rama, care a fost după diafragmă și a umplut-o cu mâncare, și aici are mâncare, asta o să aibă rolul de ramă mărginașă. Și o ramă cu puțină mâncare după acea ramă. Și ea va alege cum și-l va organiza de acum încolo. Eu doar îi dau posibilitatea de a-și organiza cuibul. Acum este în regulă, să zic așa. Această ramă rămâne aici. Aici trebuie o diafragmă care să fie suspendată e bine. Bun, să-i punem și lui tratamentul cu formic. Plus șaiul, bineînțeles. Așa. Îi pun două bețe. Bețele limitează evaporarea formicului. Bun, îi pun și ceaiul. Totul e în regulă. Era bine dacă nu bătea vântul ăsta, să-i... Iată aici o să vină borcanul cu ceai. Da? Urmează ca acum, după masă, să fac mutarea larvelor. De fapt, deja e după masă. Nu știu cât este ceasul. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!